Mamă, cum a fost superb. Magnific, chiar aveam nevoie de o chestie de asta. Da, și eu. Și mamă, nu știu ce compatibilitate așa din prima între noi. Nu mă așteptam. Da, sincer să spun, nici eu nu prea mă așteptam să fie chiar așa de bine. Fiind prima oară, credeam că o să fim un pic stângaci, dar ai și perfect. Ce stângaci, că nu știu, te îndrăznesc să spun că nu m-am mai simțit așa de mult. Adică n-ai avut nicio emoție, a fost perfect. Și tu ai fost genială, acum spun sincer că uite, și tu ai îndrăznit să spui ceva și eu o să îndrăznesc să spun că mama, ai niște mișcări, eu nici n-am mai întâlnit așa ceva până acum, bă, ești incredibilă. Poate sună banal ce spun acum, dar crede-mă, sunt impresionată de faptul că, nu știu, ești foarte curat, la tine e foarte curat, ai un spate, Doamne, n-ai pic de urmă de coș pe el, e super. Da, îmi place foarte mult să mă îngrijesc și să știi că și la tine am observat, mamă, tu n-ai pic de celulită, tu nu mănânci dulciuri, cât sport poți să faci să arăți în halul ăla, băi, bravo. Ei, fac am de 3-4 pe săptămână sală, dar lasă că nici cu tine nu-mi e rușine, ai o putere în tine, Clar, după chestia asta o să iasă ceva bun, pentru că eu te-am simțit, sincer să spun, ai fost mulțumită, mai ales când ai văzut, știi... S-a văzut pe fața ta plăcere, sincer să spun, mi-a plăcut mult asta și cred că cu siguranță o să ne mai vedem și cine știe ce o să iasă. A, da, clar am fost mulțumită și da, recunosc, chiar vreau să ne mai vedem. Aoleu, genunchiu, genunchiu! Stai, mă, că mai aveam un pic! Nu, dă-te, că am cârcel! Mamă, m-a luat cârcelul ăla rău! Lasă, că n-are nimic, măcar n-am venit degeaba! E de la prea mult fotbal, mă, de-aia mai mi se pun cârcei așa din când în când. Dar eu așa sunt rezistent, dar oricum cred că ți-a plăcut, a? Hai, zi părerea ta sinceră. N-a fost rău deloc, stai liniștit. Bine, dacă nu ți se punea cârcelul ăla, recunosc, terminam și-o treaba, dar având în vedere că în ultima perioadă eu că am fost pe pauză, am fost pe pauză grav, mai ales acum că e și vremea asta ploioasă, nu prea am mai ieșit. În fine, da, a fost foarte bine. Băi, mă bucur, da, să știi că m-am uitat la tine așa și te-am văzut, te uitai așa într-un fel la mine. Ce anume așa ți-a atras atenția? Băi, sinceră să fiu, m-am uitat la chiloții tăi pentru că sunt amuzant și mai au și două găurele. Și știi, mă gândeam așa că pe Facebook mai găseai astfel de meme-uri și acum că te-am văzut pe tine, mi s-a părut amuzant. A, dar știu de alea două găurele, dar nu pot să renunț la ei. Pentru că ăștia sunt chiloții mei de noroc. Eu cu chiloții ăștia am marcat de mult, mă înțelegi tu. Ce tare! Și eu am superstiții, să știi. Adică de asta nu am venit epilată, pentru că mi se pare normal să mă vezi naturală. Am observat, crețulino, mai înțepat așa un pic, sau nu știam la un moment dat, ce mă gâdi la așa. Da, nu, e ok, stai liniștită. Păi mă bucur că e ok, că sincer răspund, am văzut și eu ce trecata de la picior și nu m-a deranjat, dar totuși e cam mare, o tratezi cu ceva, îi faci ceva? Băi, am încercat, sincer să spun, am tot felul de creme, dar n-am băgat în ea, dar uite, partea bună e că pe mine acum nu mă mai mănâncă, știi? Și asta e cel mai important lucru. Ia zi, vrei să bei ceva sau comand ceva? Ah, chiar mă întrebam dacă o să-mi propui asta, pentru că, sincer, în ziua de azi vii, îți faci treaba, dar, na, mai și mănânci și bei ceva, nu pleci așa. A, nu mănânc, eu sunt băia cu obraz, dar știi care era chestia, mi-era rușine să te întreb, că zic să nu pară ca și cum vezi, Doamne, am făcut ce am făcut și după aia hai să plătesc, știi? Te-am lăsat un pic mai așa și să înțelegi că e din partea mea, e din suflet, adică oricum eu comandam ceva și dacă nu făceam asta, că s-a ajuns aici, că a fost aproape bine. Da, hai că a durat ceva, că sincer ne-am apucat acum 4 minute, hai să fim realiști. Lasă că e mai bine că mi-ai spus acum de mâncare, dacă mâncam înainte nu mai eram în stare să fac ce-am făcut, crede-mă. Adică, uite, spun sincer, eu am niște balonuri din astea, niște gaze, nu ai putea să mă mișc. A, stai mă liniștită că eu nu sunt simandicos de ăla ca femeia să nu facă, să nu dreagă. Uie, dacă e ceva, eliberează fără probleme, pentru că, acum, sincer, pentru o bășinică să te doară colonul. Hai, ce bine că ești așa, pentru că, uite, sinceră să fiu, toată lumea crede că noi când mergem la baie, mamă, totul e levănțică și superb. Nu e așa. Stai liniștită, că știu, nu-i problemă, că am mai avut o fată acum vreo 200 de ani. Bă, că s-a dus aia la baie, zic că a început tragerile, frate, să fim serioși. Nu te stresa de la astea. Băi, important e că a fost bine. Ne mai vedem? Da, clar. Adică, uite, eu m-am săturat de gagicăreli din astea de pe Instagram. Că astea vin și pleacă. Deci, da, ne mai vedem. S-a făcut. Bam, bam.